Bună ziua, bine ați venit la Camele în bucătărie, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Astăzi facem săpun. Vedeți? Facem săpunelul cu aloe. Săpunelul cu aloe. Se forme, ia uitați, forme de silicon. Nu le folosiți la prăjituri, le folosiți la săpun. Făcut și în sticlă. În fundul de la sticlă tăiem partea de jos sau umplem în sticlă și apoi tăiem feliuțe. Acesta este cu cimbru. Ia uitați. Tot cu aloe. Cu rozmarin este acesta. Vedeți? Am să le și citesc. Acestea. Așa. La 1 kg de ulei de măsline, puteți face și cu ulei de floarea soarelui dacă doriți, sau cu grăsime, dar eu astăzi fac să pun la rece. Se face la rece, se face repede și ați văzut ce frumoase sunt. Punem 300 de apă sau astăzi punem aloe și completăm cu apă. Să avem 300 de grame, totul cântărit în grame. Și 130 de sodă caustică. Deci aceasta este compoziția la 1 kg. Și dacă dorim, adăugăm uleiuri. Uleiuri făcute de noi. Putem completa cu ulei, scoatem din uleiul de măsline și completăm cu uleiurile noastre. Vedeți? Aici avem ulei de lămâie, ulei de portocale, făcute toate în casă la rece. Și să știți că sunt parfumate, parfumate. Să le încercați, să le faceți. Ia uitați că nu se desface, să desfacem altul. Acesta este de păpădie. Vedeți? Și puneți și faceți săpunele pentru corp. Ulei de păpădie. Eu le-am pus și etichetă, așa, că sunt multe, multe, multe. Ca să nu... Ia uitați, aici de nalbă. Deci flori de nalbă ulei. Și scoatem cu pipeta, dacă punem câteva picături pentru aromă, sau cu... completăm. Scoatem din ulei și punem din uleiurile noastre aromate. Așa, aici ce ulei mai avem? Ulei de lavandă. Putem pune aloe cu lavandă. Sau eu am cumpărat apă distilată, parfumată cu trandafiri. Și am să pun astăzi apă distilată cu trandafiri și cu aloe. Dar putem pune și... Aici avem lavandă, aici avem urzică. Ia uitați urzica făcută ieri. Așa, aici avem uleiul de urzică, de rozmarin, este sigilat așa cu folie, aici de mimoză, să faceți uleiurile de mimoză. Așa, și începem. Aici am un borcan cu apă, o să tai partea de jos de la aloe și îl punem în apă și îl lăsăm așa câteva minute. Cât ne pregătim ingredientele. Tăiem așa. Acesta este un cuțit de ceramică. Așa, și punem așa aici, în apă. Și lăsăm. Le punem așa pe toate. Și să vedem cât suc de... sau pulpă de... câtă pulpă de aloe scoatem și completăm cu apă. Așa. Și aici avem planta de aloe. Și o punem așa. Deci, cum am mai spus, la 1 kg de ulei punem 300 de apă și 130 de sodă caustică. Vom avea nevoie de mănuși să vă protejați, să vă puneți și ochelari. Eu astăzi nu mi-i pun, dar să vi-i puneți, că am să încerc să fac încet. Din mixer vertical. Așa. Vedeți? Un mixer vertical ca să... preparăm. Apoi facem un sfert de compoziție. 250. Și acum cântărim 250 de grame de ulei. Puneți orice fel de ulei doriți la săpun. Avem aloe, o să scoatem pulpa și apă. Vom cântări soda.
Așa, am să-mi pun mănuși că lucrez cu sodă. Deci facem un sfert de porție. Facem în direct și facem puțină, așa. Dar dacă faceți acasă, faceți dintr-un kilogram de ulei, 300 de apă și vreți să faceți de lavandă, ori faceți o infuzie de lavandă, apă caldă, puneți planta de lavandă și puneți jumătate apă cu lavandă, jumătate apă sau doar apa de lavandă, cum doriți. Sau puneți plantele și le lăsați 2 zile în apă, fără în apă rece. Și faceți cu acea apă de... să vedeți ce parfum. Așa, și să cântărim soda. Aici am sodă caustică. Am să dau puțin ulei, să punem soda. Cântărim așa. Nu este prima dată când fac în direct, să vă uitați pe pagina aici, să vedeți câte rețete de săpun făcute în direct cu voi. Avem 27 și să punem 32. Așa. Mai iau. Așa. Închidem și dăm deoparte soda. Și avem soda, avem apa, avem aloe și ulei. Planta noastră de aloe. Acum să spun... și o punem aici pe... Ups. Pe hârtie. E aici. Pulpa de aloe. Și tăiem marginile. Încet, încet, cu grijă, așa. Dăm două. Și desfacem în două. Și acum scoatem pulpa. Vedeți? De aici. Așa. Și într-o parte să-mi fac loc. Și scoatem pulpa și după aceea o cântărim. Și apoi vom avea nevoie de 75 de apă, dar noi o să punem pulpă și completăm cu apă și să vedem câtă pulpă avem de aloe. Ia să vedem cât avem. 40 de pulpă. Așa. Avem 40 de pulpă de aloe și completăm cu apă până la 75. Și acum 70. Peste apa noastră cu aloe vom adăuga încet soda caustică. Aveți mare, mare grijă la aburii care ies. Așa, și punem soda peste. Încet, încet. Așa. Și amestecăm bine până se topește. Și veți vedea că temperatura o să crească foarte, foarte mult. O să ajungă până la aproape 90 de grade. Așa, și punem așa aici peste și amestecăm până se topește. Stați departe, nu respirați
aici deasupra. Uleiul este la temperatura camerei. Vedeți, mare lucru nu este, se face foarte, foarte repede, dar trebuie atenție. Și să aveți mare, mare, mare răbdare când mixați, până obțineți acea cremă groasă. Ia uitați cum arată. Este fierbinte, fierbinte, fierbinte. Și amestecăm să se topească bine. Și apoi vom adăuga și din uleiurile noastre. Și acum vom pune toată soda cu aloe și cu apa noastră peste ulei. Și amestecăm. Dăm așa deoparte. Și amestecăm așa bine. Și apoi vom mixa cu mixerul vertical. Vedeți cum să începe să-și schimbe culoarea? Așa. Acum temperatura de la ulei și cu cea de la sodă o să se unească. Și o să ajungă în jur de 45-50 de grade. O simțiți la mână că nu mai este așa de fierbinte. Amestecăm așa bine. Și hai să facem gălăgie. Să mixăm săpunul nostru. Punem așa în interior. Să vă puneți ochelari, să vă protejați. Așa, eu astăzi nu mi-am mai pus, dar încerc să fac așa. Eu voi mai pune încă un vas pentru siguranță. Și voi pune și în acesta. Așa. Și acum mixăm. Să vedem încet, încet. Aici avem ulei de lavandă și punem. Și am să iau așa cu pipeta. Vedeți? Și o să pun așa câteva picături. O să pun una, două pipete. Punem două, am să mai pun încă una. Și cum vedeți, eu țin planta în ulei, am să umplu și în momentul când îmi floresc planta, florile mele de lavandă, le usuc și le pun aici din nou. Așa, am să mai pun încă una. Am pus patru pipete și acum să amestecăm din nou. Și dăm uleiul deoparte și amestecăm așa. Vedeți? Este din ce în ce mai groasă. Și punem așa aici. Și acum. Ia uitați. Și am să pun și în aceasta, ca să vă arăt cum vin aceste săpunele. O să batem așa puțin. Ca să intre în toate în această formă peste tot. Așa, și restul o să-l punem aici, să facem una mică. Scoatem împreună. Și mâine îl scoate. Este ca o smântânică groasă. Nu-l faceți prea gros, că nu mai puteți pune în forme. Așa. Și ce-l făcut astăzi. Vă pup, vă mulțumesc foarte mult pentru răbdarea de asta cu mine în direct. Și vă doresc multă, multă sănătate. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine și ați avut răbdare. Vă pup și ne vedem cu...